Este a doua acțiune de acest fel, organizată de AJO Femei Neamț, prima fiind în aprilie, cea de, destinată tuturor celor care își caută un loc de muncă, respectiv bursa generală a locurilor de muncă. La acțiunea de astăzi au participat un număr de 77 de agenți economici care au oferit 729 de locuri de muncă vacante în diverse meserii, cele mai multe au fost în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și apoi cele din servicii, în meserii ca vânzător, ospătar, barman, patiser, bucătar sau șofer. Persoanele care au fost invitate și au participat astăzi au fost în număr de 570. Dintre acestea, 146 de persoane au fost selectate în vederea încadrării și 37 au fost chiar angajați pe loc. Mă interesează la roman. Situația pentru roman. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți desfășurată la roman. Au fost 33 de agenți economici care au oferit 275 de locuri de muncă vacante, iar șomerii invitați și prezenți au fost un număr de 280. Dintre aceștia, 78 au fost selectați în vederea încadrării în urma interviului prezentat la agenții economici și 13 au fost încadrați pe loc.